Cu cine seamănă copilul tău? Femeile au în corp părți din ADN-ul foșilor iubiți? Vedem imediat! Oamenii de știință au făcut o descoperire ireală care oferă un răspuns inedit la întrebarea cu cine seamănă copilul tău. În urma studiilor s-a lansat ipoteza că cel mic nu seamănă doar cu partenerul tău de viață, ci și cu rudele voastre și cu foștii iubiți. O să zici că nu este posibil, dar această teorie este destul de veche și nu a putut fi combătută în totalitate. În primul rând, trebuie specificat că știința nu asigură argumentele necesare pentru ca această concluzie să fie una aprobată de întreaga omenire, dar următoarele afirmații s-ar putea să te pună pe gânduri. Cu siguranță vor fi persoane care se vor îngrijora, așa cum în mod categoric vor fi persoane care vor considera această descoperire demnă de ștampila fake news. Iată de ce spun specialiștii în domeniu că știu cu cine seamănă copilul tău. Studiile lor au fost aplicate pe o muscă de oțet, dar în viitor intenționează să facă și alte experimente în domeniu. Cu alte cuvinte, celulele fătului de sex masculin rămân în organismul mamei pe tot parcursul vieții, chiar dacă sarcina a fost una normală sau nu, sarcina s-a oprit în evoluție, ori a fost vorba despre un avort. Procesul microchimerism se traduce prin prezența în corp a unui număr mic de celule care provin de la un alt individ. După experimente amănunțite, savanții au ajuns la concluzia că un copil poate semăna cu foștii iubiți ai mamei, deoarece fiecare dintre ei a lăsat ca amintire o mică parte din materialul lor genetic. Mai precis, copilul seamănă cu primul partener sexual, dar și cu ceilalți, pentru că toți contribuie la dezvoltarea structurii ADN-ului la copii. Cu cine seamănă cel mic după calculele lui Aristotel? Filozoful grec Aristotel a propus spre studii ipoteza care spune că o femeie care dă naștere unui copil le poate spune tată și celorlalți bărbați cu care femeia a întreținut relații sexuale. Această teorie a fost acceptată până undeva în jurul anilor 1900. După aceea, telegonia, căci așa se numește această idee justificată parțial, a fost combătută și respinsă de lumea modernă, care a catalogat-o ca fiind o încercare eșuată de a împiedica femeile să aibă parteneri din rase diferite și din clase sociale inferioare. Iată că studiul australienilor efectuat pe muște de oțet confirmă teoria lansată de Aristotel. Coordonatorul cercetării, dr. Angela Crean, spune că sunt dovezi clare că se pot produce asemenea efecte și la oameni, dar există un potențial destul de mare să apară aceste reacții la mamifere.